Salut și bine ați revenit pe canalul meu! Pentru că viața este făcută și de lucruri frumoase, dar și de lucruri mai puțin frumoase, asta vreau să vă arăt orhidele mele triste, supărate, necășite. Spuneți-le cum vreți voi. O să vă le arăt pe fiecare în parte și o să vă spun pe scurt povestea lor, când le-am cumpărat, de ce au ajuns, cum au ajuns și ce urmează să fac mai departe. O să încep cu această orhidee. Am fost în Hornbach acum o lună, cred, și mi-a plăcut o orhidee absolut superbă. Mirosea lămâie, un miros foarte interesant și deși după aceea am văzut multe alte orhidee frumoase, m-am încăpățânat și am cumpărat-o pe aceea. În scurt timp, toate frunzele au picat, au putrezit și sincer să nu cred că am șanse să o salvez. Adică eu am încercat, am făcut tot posibilul, însă este o cauză pierdută, din păcate. Nu știu ce s-a întâmplat, nu pot să spun că i-am făcut ceva, pentru că am avut-o de puțin timp, imediat a dat semne de boală, i-am făcut un tratament cu un fungicid, după cum vedeți am aplicat, nu știu cât se mai vede acum, de am aplicat ciopas într-un fungicid de contact. Ia să o pun jos, să vedem dacă se mai vede. Da, se vede un pic. Eu am făcut tot ce mi-a stat în putere, însă nu cred că pot să salvez, o am de câteva săptămâni și niciun semn că ar face un chei. Eu mai las un pic, dar nu cred că pot să o salvez. Altă dată, cu altă ocazie, îmi pare că au costat foarte mult, parcă au costat 80 de lei și este o orhidee medie ca și mărime, nu e o orhidee mare, dar mi-a plăcut foarte mult parfumul și asta este, se mai întâmplă. Probabil era deja bolnavă, altă explicație nu găsesc. Din păcate, nu am mai avut ce să-i fac. Îmi pare rău de ea, dar asta e. Se mai întâmplă și astfel de lucruri. O altă orhidee supărată, necăjită, bolnavă, fără rădăcini, este aceasta. Este foarte deshidratată. Eu i-am tăiat rădăcinile pentru că putrezea de jos în sus și a trebuit să tai în sus sănătos. Am pus-o cu frunzele în apă, în speranța că se mai hidratează puțin. A avut o tentativă să facă rădăcini, însă nu. În schimb, mi-a făcut, cred că doi poi de cheichi. Asta o pun pe masă. Să nu focalizeze mici. Avem acesta mic, de s-o stropesc cu apă oxigenată, că a făcut un pic de mucegai. Și aici un alt cheichi, dar nu au făcut rădăcini. Și cred că ar mai vrea să facă și ei, deci nu știu de ce. Nu, de fapt aici. Da, de aici. Nu știu de ce vrea să fac atât cheichii, nu știu de ce. E amărâtă, e bolnavă, e în toate felurile. Dar vreau niște rădăcini să văd. Dar nu. Și cam așa arată. Bun, o altă orhidee, o chiar necășită, însă o să vă arăt imediat ce s-a întâmplat. Am această orhidee și am avut-o în cadă, am spălat-o foarte bine și am lăsat-o la uscat. Și o orhidee, care era ceva mai sus de drepul nobil, pentru că acolo o țin, a căzut și s-a rupt. Deci toată partea pe care o vedeți aici a fost exact aici. Ia să focalizăm un pic. Și bineînțeles că partea asta nu prea are rădăcini. Priviți ce extraterestre e, așa îi zic de ceva timp. Și nu prea avem rădăcini, am încercat să scot un pic, este pe pat de mușchi. Și asta e tot ce avem. Două, trei rădăcini. Ia, priviți cât de mare e, să vă dați seama că rădăcinile alea nu fac față la dita mai planta, la extraterestra mea. Dar o am pus-o pe pat de mușchi umed și sper să facă alte rădăcini curând. Deocamdată n-avem niciun semn de vreo rădăcină, dar în sfârșit. Nu pot să spun că e o orhidee bolnavă sau, dar oricum, o să fie stresat un pic și mi se pare că frunzele sunt cam moi. Ia priviți, nu e normal să fac așa. Da, asta pentru că are doar 3 rădăcini, săraca orhidee o să aibă de suferit un pic până face mai multe rădăcini. Iar partea aceasta de aici a rămas cu câte frunze? 2, 4 frunze. Probabil o să facă, nu probabil, sigur o să facă cel puțin un cheichi. Cel puțin. Este, cred că de vreo săptămână așa, dacă nu mă înșel.
Probabil că o să facă ceva de aici. Ia să focalizăm. Ar cam vede ceva acolo, dar rămâne de văzut. Deci o să mă chinuie un pic și cu astea două. Da, pentru că a rămas cu două. O altă orhidee jalnică este această vandă, o vânduță. Tot așa mi-a putrezit partea de jos. A trebuit să tai rădăcinile, am tăiat în țesut sănătos. Și ne chinuim de vreo 2 luni, cred. Este tot așa pe pat de mușchi, ținut mereu umed. Și deocamdată nu avem nicio rădăcină, dar sper. Speranța moare ultima. Am încercat și, de fapt, nu e chiar pastă, mă rog, un gel, nu știu ce să zic că este, pentru a stimula rădăcine, dar nu au apărut rădăcini. Am încercat-o degeaba pe mai multe orhidee și n-am avut absolut deloc rezultate. Dar sper așa în timp să facă rădăcini. Până atunci este deshidratată un pic, nu e prea fericită. Aici am o altă orhidee, necăjită, supărată. Nu este chiar ceva foarte grav. Am avut probleme foarte mari cu păianjenul roșu. Foarte multe orhidee au avut probleme. Una chiar mi-a murit acum câteva luni. Și a lăsat niște pete foarte, foarte urâte. Orhideea mea a fost foarte stresată, dar săraca, așa stresată cum a fost, mi-a înflorit. A făcut într-adevăr puține flori. A avut o tijă aici și aici. Acestea au fost ultimele crește noi care au înflorit. Și acum mai am încă două. Una, de fapt, o creștere nouă avem aici. Și încă una aici. Orhideea mea este bine acum, dar am avut probleme și cu rădăcinile, dar semne bune anuare. Și se mai văd. Încet, încet i-am schimbat substratul, am curățat-o, am spălat-o și eu cred că o să fie bine. Nu este chiar orhidee jalnică, dar am avut multe orhidee cu probleme cu păianjenul roșu. Deci acest păianjen roșu face absolut, pa unde se duce, dezastru, dezastre de fapt. Și cam așa arată acum această orhidee. Cel puțin la orhidele mele Signotes, au fost jale, deci se vedeau păianjeni roșii și nu mai știam ce să le fac. A care cidu deja. Mă rog, cam asta au fost orhidele mele jalnice. Mi s-a dus și bateria la telefon. Să ne auzim în curând. Pa, pa!